personal sau profesional, de ce nu? Și apropo de astfel de oameni, mă bucur să o prezint și pe următoarea noastră invitată. Este fondatoare Galeria Galateca și o să ne vorbească un pic despre cum a reușit arta să devină unul dintre jucătorii activi în sustenabilitate. Alături de noi, Andreea Sandu. Salutare, Andreea, și bun venit! Bună ziua, mulțumesc! Nicio presiune, fiind ultima, o să încerc să nu vorbesc foarte mult despre arta ecologică sau sustenabilitatea în artă, ci o să vă prezint niște imagini. Galateca este o galerie de artă multidisciplinară și, așa cum bine v-am obișnuit, avem câteva linii de acțiune. Unele dintre cele mai durabile, ca să spun așa, sunt chiar arta și designul sustenabil. În urmă cu 10 ani am început cu un alt ONG, împreună cu câțiva prieteni, un demers în timpul nostru liber, doar pentru a vedea ce se poate întâmpla și pentru a încerca să atragem alături de noi oameni influenți în zona aceasta. Primii 2 ani au fost foarte complicați, așa cum spunea și antevorbitoarea mea, pentru că nimeni nu înțelegea de fapt de ce trebuie să acționăm în această zonă, cu ce contribuie arta și designul în zona de sustenabilitate. Toată lumea mă întreabă și de aceea nu voi citi acea definiție pe care o veți regăsi în spatele meu, până la urmă ce înseamnă arta sustenabilă și la ce ne ajută. Ei bine, arta sustenabilă ajută practic la tot, pentru că toate imaginile șocante, plăcute sau imaginile care ne mișcă fac parte din acest lucru. În anii 50, unul dintre... Aceasta este o primă imagine pe care vreau să vă arăt. Și nu voi vorbi despre proiectul acesta pe care l-am demarat în anul 2020, ci vreau să fac un art peste timp, pentru că puțini dintre noi știu că, deși poluarea și tot ce înseamnă zona de lipsă de sustenabilitate în domeniile creative la noi se întâlnesc foarte, foarte des, nu există o platformă sau nu există o zonă dedicată, de aceea în urmă cu mai bine de 8 ani, așa cum vă povesteam, am început să cercetez, să văd ce se poate face. Cu resursele pe care le aveam la îndemână, respectiv Galeria Galateca și Asociația NeoArt România și împreună cu artiști, designeri și arhitecți, am creat un program anual care a crescut organic. Noi nu am încercat să atragem foarte multe companii sau foarte mulți oameni în acest program, pentru că el pur și simplu în fiecare an a crescut din ce în ce mai mult. Am început cu o zonă de educare, pentru că, așa cum vă spuneam, în anii 50 au apărut, de fapt, primele instalații de acest tip din lume, în America, pentru că acolo, într-adevăr, era o problemă reală. Iar în ultimii ani vedem în spațiu public din ce în ce mai multe imagini, de la fotografie de artă până la fotografie de autor, de la instalații până la obiecte de design pe care le purtăm. Eu am un astfel de obiect de design din piele reciclată și de aceea ne-am gândit să propunem o platformă sustenabilă. Această platformă conține 3 părți. Prima parte, pentru că noi avem resursele pe care vi le menționam anterior, este Galeria Galateca, iar în spațiul galeriei am organizat anual câte un eveniment de acest gen. Pentru că anul trecut nu am reușit să, fiind restricțiile pe care le cunoaștem cu toții, nu am reușit să organizăm în interior, am introdus un nou proiect care s-a numit Inside Outside Galateca. Este una dintre imaginile pe care o vedeți în spatele meu, în cadrul căruia peste 30 de artiști și designeri locali și-au prezentat obiectele de artă sau operele scenografice. Cea pe care o vedeți este creată de Cristina Mila, una dintre cele mai mari scenografe de la noi, care folosește aproape în integralitate materiale reciclabile.
30 de artiști și designeri care și-au prezentat lucrările și obiectele de artă. Și de ce aș vrea să subliniez acest număr? Pentru că, din păcate, la noi nu este foarte promovată această zonă, pentru că oamenii nu știu că, de fapt, noi avem foarte, foarte mulți artiști și designeri care încearcă să atragă atenția și de ce cred că ei sunt importanți și de ce această platformă este importantă, pentru că, de fapt, oamenii gândesc vizual. 1000 de cuvinte nu fac cât niște imagini. Am adus obiectele acestea pe stradă, pentru că sunt în vitrină, iar oamenii au trecut timp de 2 luni aproape, au fost făcute mii de poze. Oamenii reacționează la imagine, oamenii reacționează la munca celor care își pun amprenta în această zonă. Acesta este un alt proiect foarte drag mie, pentru că a doua zonă, așa cum vă povesteam, este aceea de design sustenabil. Încă din 2014, când am deschis Neogalateca, Neogalateca este un fel de galerie, magazin atașat galeriei Galateca, în fiecare an am încercat să promovăm colecții capsulă sau să atragem artiști, designeri, cu obiecte reciclate sau cu obiecte din materiale sustenabile. UBA este un brand născut chiar în pandemie, în 2020, pe care l-am susținut chiar de la început, atât cu pe platforma noastră online, cât și în spațiul galeriei, și care este un brand extraordinar, a câștigat deja un premiu internațional și folosește 100% materiale reciclate. Aceasta este o instalație pe care am făcut-o pentru lansarea brandului. O a treia direcție pe care aș vrea să o menționez este aceea că, într-adevăr, după primii 5-6 ani am dat seama că fără implicarea brandurilor și fără a atrage alături de noi și o forță financiară, artiștii și designerii pe care noi îi promovam și îi reprezentam nu puteau fi susținuți atât cât ar fi meritat. De aceea, unul dintre cele mai importante parteneriate pe care noi le-am dezvoltat de-a lungul timpului, pentru că, într-adevăr, este vorba despre încredere și despre a arăta atât partenerilor cât și artiștilor, companiilor și oamenilor că tot ceea ce face are consecvență și că lucrurile sunt, într-adevăr, într-un circuit și că nu acționezi azi și mâine nu mai faci nimic. Este un parteneriat cu Nespresso, un brand foarte drag mie. Mi-amintesc acum ani de zile când călătoream liber prin Europa că eram extraordinar de impresionată de faptul că erau printre puținele branduri care aveau artiști locali în vitrinele lor, că aveau obiecte de design personalizate de artiști locali în magazinele Nespresso, și în momentul în care Nespresso a venit la noi, m-am bucurat foarte tare, cumva valorile noastre sunt comune, și cel mai recent, am făcut mai multe proiecte împreună, dar cel mai recent proiect care mi este foarte drag este un proiect care se numește Fapte înainte de toate. Am selecționat această imagine și acest proiect pentru că îmi place foarte mult mesajul lor. Într-adevăr, înainte de a încerca să faci ceva, trebuie să acționezi, deci faptele contează și se adună. Este un proiect, a fost o instalație pe care bucureștenii au putut să o vadă atât la Băneasa cât și în magazinul din Dorobanți, la care, deși nu se vede din imagine, am muncit mai mult de 4 luni împreună cu echipa Nespresso și cu Vlad Țenu, care este un arhitect și un artist foarte important. Este român, dar este rezident la Londra și el este unul dintre artiștii care promovează foarte mult sustenabilitatea. Un alt proiect foarte drag mie și aici o să fac un arc în timp de data aceasta în viitor, este un proiect pe care l-am dezvoltat în acest an, pentru că am decis să nu fac așa o istorie, ci să vă povestesc puțin despre cele mai recente proiecte. Se numește Eco Primavera. Galateca a creat de-a lungul anilor, așa cum vă spuneam, niște proiecte anuale, recurente, în care am oferit o bază artiștilor locali, pentru că, așa cum bine știți, sustenabilitatea este promovarea artiștilor locali, a brandurilor locale, a resurselor locale și a încerca să folosești tot ce există în jurul tău într-un mod sustenabil. Și pentru că, așa cum bine cunoașteți, în pandemie
lucrurile au evoluat foarte mult în această direcție și nu doar oamenii creativi, ci toată lumea și-a dat seama că avem nevoie de partea creativă pentru a recicla mai mult în jurul nostru, pentru a folosi resursele într-un mod sustenabil. Am creat un proiect care se numește Eco Primavera și care a reunit 25 de artiști și designeri care au creat astfel de obiecte în perioada pandemiei. Sunt atât designeri cât și studenți la două universități de artă cu care noi avem parteneriat. O parte din aceste obiecte s-au și vândut și mi se pare extraordinar. Am punctat și aici, apropo de brand și de lucruri pe care le poți cumpăra și poți încuraja în același timp și producția locală, este o serie limitată de lumânări pe care Cătălin Năstăsoiu de la Ronativ le-a creat cu ceară de la prieteni. Efectiv am adunat ceară și el a creat aceste lumânări unicat. Este o colecție capsulă, mai sunt câteva dintre ele, dar e un bun exemplu de ce se poate face pur și simplu cu resurse la îndemână. Apoi aici sunt câteva imagini din Eco Primavera, pentru că în România există foarte mulți designeri